Chiar dacă pandemia de coronavirus a limitat accesul în cadrul Bibliotecii Județene Baia Mare, holurile instituției au fost pline de elevi cu ocazia Zilei Culturii Naționale, care marchează și nașterea lui Mihai Eminescu. Aici au fost organizate mai multe expoziții tematice realizate de elevi de școală generală, grădiniță, dar și de liceu. Cu această ocazie, cu ocazia împlinirii a 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, v-am primit în acest spațiu cu o expoziție foarte mare dedicată poetului. Este o expoziție tematică și se numește Somnoroase păsărele. Este realizată de Școala Ion Luca Caragiale în colaborare cu alte 5 grădinițe din apropierea școlii Ion Luca Caragiale și o grădiniță din Mocira. Este o expoziție tematică și, după cum se vede, apare opera poetică a lui Mihai Eminescu în interpretarea copiilor. Pe holurile bibliotecii, vizitatorii vor putea admira inclusiv expoziția realizată de elevii școlii Nicolae Iorga din Baia Mare, alături de cei ai Palatului Copiilor, intitulată Chipuri Eminescene. Pe lângă diverse portrete ale poetului Mihai Eminescu, elevii au prezentat și ilustrații aferente creațiilor lirice studiate la clasă. Expoziția reunește atât imagini din poeziile, deci ilustrații din poeziile autorului, dar și câteva încercări de portrete ale autorului. Copiii au avut mână liberă ca să se exprime așa cum știu ei și pot mai bine. Biblioteca Județeană Baia Mare își întâmpină vizitatorii în aceste zile și cu o expoziție tematică realizată de elevii Colegiului de Arte Baia Mare. De asemenea, angajații instituției au pregătit un semn de carte care va fi dăruit tuturor iubitorilor de cultură care vor trece pragul bibliotecii.